trascinate per il peccato di altri, per un altro. Facciamo il male crescere, e basta dei giocati, se sul pune alimentati sono tua sei, le sue vincolarie. Libertà che ha peccato lo accordo con Pilo, che ha soddisfatto o c'è porta, c'è prezzo. C'è il cambiamento, l'ultima periodo del PIB, attenzione a copi, sopraffonderà, attenzione a copi che consuma per strada, la scuola, a casa, sono molte altre occasioni, bauturi, recolitoare, carbocasuase, che ha un contenuto, che ha un contenuto sostanze che non si piace nel consenso, su un'orchiata, che è molto această vârstă, când știm cu toții că deja copilăria s-a transformat în stat, în sedentarism, în fața calculatorului, ori în șir, trebuie să ne punem o întrebare. Ce sănătate vor avea peste câțiva ani, cu ce costuri în viață. Și atunci, sigur că scopul nostru este de a aduce o informație corectă, atât pentru părinte, cât și pentru copil, pentru copil în mod special pentru că îi creăm deprindere încă de la vârsta cea mai mică posibilă, încă de la vârsta de câteva luni, un an, dacă noi vom ști care este alimentația corectă, care este efectul acestei alimentații pentru starea lui de sănătate în viitor, când va deveni adult, care este băutura cea mai sănătoasă și ea este apa, apa pură, fără alte conținuturi, și cât de importantă este mișcarea încă de la vârsta cea mai mică, sigur, și vom ști cum să transmitem această informație atât copilului cât și părintelui, sunt sigură că acest proiect va avea efectul spontan. Ce ar trebui să mănânce copiii ca să fie sănătoși? Sigur, ca să fii sănătos, trebuie să ai o alimentație echilibrată care să conțină toate principiile nutritive, vitaminele și zeluile minerale. Mă refer la proteine, glicide și lipide. Dar trebuie să știi din care alimente poți să iei aceste principii alimentare astfel încât să-ți păstrezi sănătatea organismului, să te dezvolți armonios, nu numai din punct de vedere fizic, ci și psihic. Și atunci toată alimentația și tot proiectul se bazează pe o alimentație echilibrată în aceste principii nutritive, luate din fructe, din legume, din alimente naturale cât mai mult posibil și, dacă este posibil, alimente care au un traseu, o trasabilitate cât mai scurtă de la producerea lor și nu alimente congelate și ținute luni de zile în sub tot felul de forme de ambalaje pentru a fi conservate și păstrate timp îndelungat. Asta este, de fapt, scopul proiectului, să vină cu o informație corectă, cu exemple și exemplificări. Proiectul este scris într-un mod foarte atractiv pentru copii și pentru părinte, cu o informație ușor accesibilă, care face plăcere și care stârnește interes. Pe de altă parte, îi aduce atât de multă informație încât de mic copil va ști cine este proteina, de unde o poate lua, cine este vitamina, la ce îi folosește vitamina, dar de ce trebuie să facă spor când el poate să stea, să doarmă sau să citească sau să stea în fața calculatorului și de ce trebuie să consume și să bea apă, apă naturală și nu să înlocuiască apa, cel mai bun lichid, multe alte lichide care nu sunt foarte sănătoase. Mulțumesc! Apoi mai să